Salut, camarazi! Astăzi o să vă povestesc despre niște oameni care nu vor să se oprească din violențe, din viața lor infracțională și pentru asta stau mai tot timpul pe la pârnaie. Evident că au niște bani, au niște mașini, au niște situații mai bune fără să muncească practic, dar te întreb dacă merită. O să vă spun povestea lui Adrian Sârbu, supranumit Box, care a fost arestat din nou. Știți și voi că Box e unul din locotenenții și bodyguards de bază al lui Nuțu Cămătaru. Doi frați de la Brașov care aveau niște cazinouri, frații Doroftei, au angajat oameni din clanul ordunenilor, sportivilor și cămătarilor ca să-i facă să renunțe la câștiguri pe cei care câștigau mult, să-i intimideze, să nu-i mai lase să mai intre în cazinouri. Deci trebuiau speriați, în același timp trebuia speriată și concurența ca să nu deschidă cazinouri în zona unde aveau frații Doroftei cazinoul. Așa, Sârbu, Marian Sârbu, zic, Box coordona totul, era un sistem bine stabilit, sistem piramidal, era un sistem care funcționa la nivel național. Cei ce câștigau mult în cazinouri erau obligați sau șantajați să renunțe la câștig. Erau intimidați, nu mai erau lăsați să mai calce prin cazinoul respectiv, deci puteau să facă tot ce vroiau, însărcinați de cei doi patroni. Sunt acuzați de DICOD că au format un grup ilegal organizat. S-au dat 133 de mandate de percheziții, în special în București, în Prahova, la Brașov, la Tulcea, la Timiș, în Vrancea, la Buzău, la Bacău, la Sălaj și s-a mai dat și prin alte locații, știți? De practic acoperau toată România, sistemul era la fel. Sunt acuzați de șantaj, de lovire, de agresiune, de lipsire de libertate, deci acuzații grave care poate să-i ducă și 10 ani, să-i țină și 10 ani la pârnaie. Box a fost recuperator și pentru o clinică privată care avea probleme cu niște concurenți. El împreună cu Florin Șpac, un fost luptător, cu Bebe Cămătaru și cu Andrei Ciomu, erau vârful de lance, să zic așa. Cum v-am zis, Florin Șpac a fost un fost luptător. Au mai fost soltați încă 17 persoane și duse la audieri. Agenții economici care aveau datorii sau care aveau probleme până la 500.000 de euro erau rezolvați de acest grup. Au pus pe picioare o firmă de pază ilegală, știi, cu uniforme ilegale, cu totul fictiv, ca să dea o aparență de legalitate, așa. Deci, zic așa că sunt vieți distruse, aripi frânte, familii distruse, copii aproape orfani. Păștea, dacă stau 10 ani în pușcărie, nu mai cunoaște nici cățelul când se întorc acasă. În București și 20 de județe, erau București și 20 de județe, era sub controlul lor. Suspecții erau pe state de plată, știți, primeau bonusuri dacă suma recuperată era mare, primeau și mașini, primeau și călătorii în străinătate plătite, deci erau răsfățați, dar trebuiau să,
să-i ajute pe patron să nu scoată bani din buzunar. Încă din anii 80, cei doi frați Doroftei au folosit schema asta în toată România, dar în special la Brașov. Box a fost foarte mulți ani mâna dreaptă a lui Nuțu Cămătaru, omului de bază, mai ales după moartea lui Daniel Chiraș, care a murit la 30 de ani în Spania, zic eu prostește. Chiraș era un munte de om. Chiraș fusese și el condamnat în dosarul clanurilor la 6 ani, fugise în Spania. Până la sentința finală s-a luat la bătaie cu niște agenți ai gărzii civile într-un arest al poliției spaniole și au zis că a făcut infart, dar cred că l-au omorât. Dar omul, cum să zic, și-a provocat soarta, să zic așa. Deci că au zis că a suferit un atac de cor la 30 de ani, cam ciudat, cred că l-au omorât de fapt. Indivizi ăștia se bazează numai pe pum, pe violență, pe agresivitate, au foarte puțină inteligență și stau foarte mulți ani în pârnaie, înțelegeți? Unii sunt scurți în bandă, alții sunt duși cu pluta, alții sunt de-a dreptul tâmpiți, știți? Oamenii sunt fras cu cei de Neandertal, nu știu dacă legea pumnului, nu discută, nu nimica, deci oamenii ăștia își fac singur soarta. Deci v-am zis, ca urmare a acestor fapte, rămân familii distruse, copii aproape orfani, se bagă divorțul, se nu știu ce, e o goană nebună după bani, cu orice preț, înțelegeți? La urmă, te întreb dacă merită să ai banda să bagi 18 sau 22 de ani de pușcărie, cum au băgat frații Cămătaru și alții și alții și Gigi Boieru și Fanes Poitoru și toți. Te întreb dacă merită pentru banii aia să bagi 15-20 de ani de pușcărie, că totuși n-ai decât o viață. Și dacă ai băgat 15-20 de ani, deja aproape că s-a dus o treime sau jumate din viață, ai băgat, ai stat la pușcărie, înțelegeți? Timpul care nu cunoaște milă trece peste tine și la pârnaie și liber. Deci oamenii ăștia, v-am zis, chiar dacă unii dintre ei au neveste sau amante sau copii, sunt tot timpul pe heirup, tot timpul gata să sară la bătaie, tot timpul să dea cu pumnul. Oamenii ăștia nu sunt deloc chibzuiți. I-am văzut și eu la răcoare, acolo și așezeau cu minți ca să nu și-a mandat, știi? Dar în restul, cum ies afară, cum o iau de la capăt. Am văzut că doar Bibiloi de la Clanul Sportivilor să ferește să mai bage în conflicte de astea, că e eliberat condiționat și nu vrea să mai se întoarcă înapoi, că bineînțeles că nu i-a plăcut la răcoare, știți, nu i-a plăcut acolo. Deci, camarazi, v-am povestit despre Marian Sârbu, zic, box, care a fost arestat, care s-a luat cu mascații la ceartă, parcă ăia își fac datoria. Cum și el era trimis să scoată banii de la cei care au câștigat, așa și ei sunt plătiți să păstreze ordinea, să lupte contra criminalității. Ei totdeauna se ceartă cu mascații la aiurea. Deci, v-am zis, mulți dintre oameni ăștia sunt heirupiști, sunt nechibzuiți, n-au pic de creier în cap, deci, într-un fel, își merită soarta. Camarad, dacă v-a plăcut, dați share, dați like și rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!